Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am găsit și astăzi alături de noi. Avem o ediție cu totul și cu totul specială, cu atât mai mult cu cât Târgoviștea îmbrăcat de astăzi straie de sărbătoare. Pentru că, bună dimineața, Costin! Bună dimineața, Iulia! Noi sărbătorim astăzi, o sărbătorim, așa apare în calendarul creștin-ortodox, Sfânta Maria, nașterea Sfintei Maria, protectoarea orașului Târgoviște, marea sărbătoare a târgoviștenilor, cea mai importantă sărbătoare practică dintr-un an calendaristic, pe lângă cele privind, nu știu, Crăciunul, Paștele și... Și campanie electorală și sunt mai multe sărbători. Nici vorbă. Așadar, avem o ediție specială, spunem și noi, așa cum de altfel sunt mai toate edițiile emisiunilor care noi le realizăm. Mai ales că azi inaugurăm cumva un moment care se va consuma la ora 17.30 în scoarul primăriei din Târgoviște, acolo unde va avea loc o lansare de carte și despre acest subiect o să discutăm pe larg în cea de-a doua parte a emisiunii. Rămâneți cu ochii pe noi. Subiectul este unul care cu siguranță ne interesează pe foarte mulți. Cred că nu există familie, practic, din România care să nu fi avut o poveste de genul bunicul, unchiul, fratele bunicului sau la vremea respectivă chiar fiul, soțul, au plecat în război și nu s-au mai întors. Este subiectul practic al cărții pe care noi vă prezentăm astăzi. Alături de noi vor sosi doi dintre cei trei coautori și o să discutăm pe larg despre ceea ce spunem noi, că este chiar o premieră pentru țara noastră și ne bucurăm că se întâmplă la Târgoviște și ne bucurăm că, iată, un istoric târgoviștean pe numele lui Silviu Miloiu este coautor al acestei cărți. Așa că rămâneți alături de noi în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, aflăm despre cartea dedicată prizonierilor de război din Kazahstan. E vorba cam de vreo 8.000 de oameni. Interesant, nu? Da, și dureros în același timp. Tu bănuiesc că ai avut și tu astfel de povești în familie. N-au plecat din Răcari pe front în cel de-al doilea război mondial? Sincer să fiu, nu cunosc ca cineva din familia mea să fi trecut prin așa ceva. N-ai avut dar, un frate al bunicului? Chiar o să cercetez. Sau vecini? O să cercetez. Din Răcari a fost, sigur, pentru că avem acolo un monument al eroilor, iar pe spatele monumentului e o listă foarte lungă de nume. Este un monument dedicat eroilor din primul război sau din cel de-al doilea război mondial? Pentru că din al doilea război mondial, dacă nu mă știu. Ar fi unul dintre puținele. Pentru că chiar constatam ieri, mă rog, documentându-mă puțin despre subiectul acesta, faptul că în țara noastră eroismul acestor oameni a fost foarte puțin, chiar deloc răsplătit. În sensul în care nu există monumente, cum avem, spre exemplu, pentru cei din primul război mondial. Pentru ceilalți n-au mai fost ridicate monumente. Știm cu toții, a venit, mă rog, perioada comunistă și chiar cei care s-au întors din aceste lagăre unde au ajuns urmarea faptului că au fost luați prizonieri de război, au avut și de suferit la întoarcerea în țară. Lucruri extrem de dureroase și care, din păcate, ele nu mai pot fi reparate. Dar, cum am zis, sper că v-am făcut curioși. Veți afla mai multe de la ora 11 la interviul zilei de astăzi, când vom avea așadar trei invitați speciali. Altfel, vă reamintesc că lansarea de carte este programată în această după-amiază la ora 17.30 în scoarul primăriei municipiului Târgoviște, acolo unde se desfășoară salonul editorial, manifestare inclusă în programul zilelor cetății. Și dacă tot am menționat despre acest program, o invit alături de noi și pe colega noastră din redacția de știri, Andreea Cornea.
care o să ne povestească despre evenimentele care au loc în această zi. Chiar la această oră știm că se desfășoară slujba la Catedrala Mitropolitană din Târgoviște, manifestare care se încheie cu o procesiune pe străzile municipiului, care va începe de la ora 12 și este cu siguranță un eveniment care adună foarte mulți oameni, așa cum am văzut de altfel și cu ocazia unei alte sărbători mari de aici, de la Târgoviște, ziua Sfântului Ierarh Nifon. Așa că o să vă arătăm oricum în cadrul grupajului de știri principalele momente ale zilei. Pe lângă toate acestea sunt, desigur, manifestările culturale, spectacolele și celelalte evenimente incluse în programul Zilelor Cetății. Avem și pentru astăzi două rubrici. Avem, păi nu se poate astăzi. Și vreau să aud care au fost ecourile emisiunii de ieri, în care alături de noi a fost un tânăr distins reprezentant al platformei Unioniste Acțiunea 2012. Cum s-a simțit la noi, la Cafeaua de 10? Foarte bine s-a simțit, chiar am vorbit aseară cu el. Și probabil ai văzut care au fost ecourile, măcar așa parțial. Toată lumea a fost curioasă de ce s-a discutat. Emisiunea se află pe site-ul nostru www.columnatv.ro, așa că dacă n-ați văzut-o ieri, vă recomand să o căutați acolo, să o veți găsi. Spre exemplu, și cei de la Chișinău au distribuit-o, informația, știi? Cum că a fost la noi Alexandru ieri. Și ne-au felicitat, nu putem decât pentru... să fim mândri de faptul că televiziunea trece granița, trece prutul. Și cumva ne urmăresc și cei de dincolo de hotarele actuale ale țării. Le mulțumim pentru asta. Vă reamintim încă o dată, dacă nu ne recepționați pe rețelele de cablu din cele 7 județe din sudul României, ne puteți urmări pe site-ul www.columnatv.ro de oriunde din această lume. O invităm alături de noi pe colega Andreea Cornea, pregătită cu informațiile zilei de astăzi, nu de alta, dar sigur are destule treburi în redacție și încă o dată, Andreea, îți mulțumim că te rup de ele, să vii să ne mai povestești una alta. Vezi că vine în fiecare zi la noi de când e gratis. Ce gratis? Intrare la emisiune. A fost vreodată cu plată. Deci vreau bună dimineața. Da, și eu aș vrea înainte de toate să-l rog pe colegul meu să caute o muzică simfonică să mă liniștească puțin, pentru că aceste voci grave de pe fundal nu-mi dau o stare de bine așa accentuată. Altfel, sigur că avem cu toții o stare de bine, pentru că la Târgoviște e mare sărbătoare, așa este, Andreea? Așa este. Gata, au început manifestările, așa cum ai spus și tu, puțin mai devreme. În acest moment se oficiază slujba religioasă la Mitropolia Târgoviște. La ora 11:30 vor sosi și autoritățile. Iar la ora 12 va fi procesiunea pe traseul Mitropolia Târgoviște, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Calea Domnească, Curtea Domnească. La ora 13 va avea loc o ședință festivă, se va deschide zona cartierului copiilor la ora 16 în Parcul Chindia. Apare un nou cartier în municipiul Târgoviște, da. Pe lângă microraioanele, de care sper să scăpăm și noi odată, cum am scăpat și de, mă rog, comunism, pe lângă aceste microraioane apare cartierul copiilor. Chiar dacă va fi deschis pentru doar câteva zile, cred că toți copiii se vor bucura. Eu am văzut ieri, am trecut pe acolo și am văzut că se fac pregătiri intense. Deja îmi plăcea ce vedeam și sunt curioasă, o să merg și astăzi. Sunt curioasă cum s-a finalizat. De asemenea, la ora 17 se va deschide târgul de anticariat, vom avea mașini de epocă în Piața Revoluției, se va deschide și salonul editorial Ion Heliad Rădulescu și târgul de meșteri populari la ora 17:30 în Parcul Mitropoliei, la ora 18 parada Zilelor Cetății, la ora 18:30 garda cetății la Curtea Domnească, la ora 20 spectacol folcloric. Deci este o zi plină de manifestări, este foarte frumos, în fiecare colț al orașului se întâmplă câte ceva, toată lumea va sărbători.
și acesta este abia începutul, pentru că ne-ai povestit despre faptul că de la ora 11.30 autoritățile locale și județene, oficialitățile, mă rog, parlamentari, invitați care vin de nu știu unde, vor participa la această procesiune care va avea loc pe străzile municipiului Târgoviște și inclusiv la o parte din slujba despre care vă spuneam că a început în această dimineață. Mi-amintesc acum o discuție care s-a purtat în plenul ședinței Consiliului Local Municipal Târgoviște legată de programul Zilelor Cetății, când s-ar fi dorit ca la această oră, la ora 12, să fie programată o lansare de carte și cineva a spus că nu se poate, pentru că știți, este slujba. Poate cineva să lipsească de la slujbă, noi toți va trebui să fim acolo. Bun, am dar noi înțeles. Și acum suntem la slujbă. Păi noi din păcate nu suntem. Cum nu? Dar colegul nostru Florian Radu este și aici acolo. Adică este cu siguranță. O să vă arătăm noi mai târziu cum s-a desfășurat manifestarea, care este una, până la urmă, chiar spectaculoasă. Am văzut că există interes și din partea colegilor din presa națională, care cu prilejul acestor zile vin și mai participă la evenimente și cumva apar lucruri frumoase despre orașul nostru, spre deosebire de alte perioade din an în care nu mai prididim cu tot felul de știri cu vești proaste, să spunem așa. Mă gândeam la o chestie mai devreme, dar n-am vrut să o întrerup pe colega Andreea. Dar pe mine vrei să mă întrerup. Mulțumesc, păi nu, știam că ai terminat ce aveai de spus. Mă gândeam că Târgoviștea are mai multe raioane decât toată Republica Moldova, am un loc. Da, are. Florian, mă ajut un pic? Am găsit, iată, microalmanahul. Deci micro. Avem și noi almanahe? Nu, avem doar microalmanahul. Avem, pentru că noi avem o bibliotecă vastă și în care găsim, iată, astfel de publicații vechi de... Din 91. 20 de ani. Da. Microalmanahul. Da, mulțumesc, Florian. Foarte interesant. Apropo de ce vorbeam mai devreme... despre faptul că vom avea și noi vizibilitate dincolo de granițele țării. Vă anunț acum că domnul profesor dr. George Coandă a fost de acord să le trimitem fraților de peste Prut serialul pe care îl realizează la Columna TV, Târgoviște, istorie în monumente și evenimente, care credem noi că este interesant nu doar pentru noi ca târgovișteni, dar pentru toți cei care au suflet de români. Da, și seara... cu siguranță vor fi bucuroși să-l vadă. Azi avem un episod special filmat pentru ziua aceasta în care sărbătorim practic orașul. Se împlinesc totodată și 620 de ani de la prima atestare documentară. Așa au gândit ei să o marcheze cumva zilele acestea, că poate fi că, nu știu, într-o zi de luni septembrie. Chișinăul parcă e mai vechi, are vreo 650 de ani. De atestare documentară. Păi problema este, Costin, nu că nu ar fi Târgoviștea mai veche, că este veche, veche de tot. Nu există, adică, mențiuni, nu? Știm cu siguranță, iată, despre sărbătoarea de astăzi, că ea poate să fie chiar mai veche decât orașul. În sensul în care știm că, și am văzut într-un episod al domnului profesor Dr. George Coandă, știm că la Târgoviște a existat cea mai veche biserică, o biserică cu hramul Sfintei Maria, Biserica Sașilor, despre care se poate spune că este de pe la anul 1300. Așa că vă dați seama câți ani biserica exista. Dacă exista biserica, păi avea și enoriaș, că cineva trebuie să o fi construit și totodată dacă existau oameni capabili să realizeze o asemenea construcție, nu erau niște săteni. Erau cel mai probabil locuitorii unui oraș. Însă istoricii vorbesc pe documente și cum documente nu s-au găsit deocamdată, dar încă se mai caută, avem această datare care adună practic 620 de ani de la primul document care face trimitere directă la existența orașului Târgoviște. Un document nu târziu, un document din epocă, pentru că se ia un calcul pentru a se stabili o astfel de dată, mai multe criterii. Așa că așteptăm să mai aflăm ce săpături mai fac istoricii noștri, cum de altfel vom afla și în cea de-a doua parte a emisiunii despre acest subiect, iată, neglijat, ignorat, uitat total, ce s-a mai întâmplat cu prizonierii de război români.
O să aflăm noi astăzi amănunte în premieră la Cafeaua de 10. Și până atunci, ca să nu ne mai lăudăm atât, Andreea, mai spune-ne ce evenimente mai sunt. Da, astăzi se mai întâmplă ceva foarte interesant, deci mie îmi place foarte mult și chiar îmi pare rău că nu am reușit să ajung, însă voi vedea imaginile puțin mai târziu. La Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din Dâmbovița, la ora 11, va avea loc un amplu exercițiu demonstrativ care face parte din scenariul Rogen Intex 2016. Și vom avea invitați de seamă, vor fi prezenți observatori și evaluatori din Brazilia, Palestina, Senegal, din Centrul de Excelență NATO, Departamentul pentru Operațiuni de Menținere a Păcii al ONU, Colegiul European pentru Securitate și Apărare. Vor asista, bineînțeles, și reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Apărării. Peste 150 de jandarmi vor simula, practic, o intervenție pentru restabilirea ordinii publice în mediul urban, care va include și procedura de evacuare a victimelor din teren, cu sprijinul, foarte interesant, cu sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MEAI. Mi se pare foarte interesant, mie îmi plac acțiunile. E ăla din 89? L-am mai păstrat până azi? Nu am detalii, dar la ora 16... Are elice. Da, și mie asta îmi place. La ora 16 veți vedea cu siguranță primele informații. Și la ora 20, principalele evenimente ale zilei, vi le vom prezenta pe toate, veți vedea și manifestările din prima zi a zilelor cetății. Așadar, noi, dragi telespectatori, ne revedem prima oară la ora 16, apoi la ora 20. Vă aștept! Mulțumim, Andreea, pentru intervenția ta din această dimineață. Da, foarte multe evenimente și abia așteptăm să vedem și reportajele care vor fi difuzate la știrile Columna TV și mai apoi postate pe site-ul nostru, pe care vă reamintim și pe această cale, www.columnatv.ro. Acum luăm o scurtă pauză de publicitate să-și revină să-mi revin, da. Tusea și revenim în doar 2-3 minute cu rubricile zilei de astăzi. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Cauți un loc de muncă serios și atractiv? Vrei să faci parte dintr-o echipă de oameni profesioniști? Atunci noi îți dăm soluția. SECE Hybrid SRL face angajări. Posturile disponibile sunt asistent vânzării motounelte agricole și mecanic motounelte agricole. Toți cei interesați sunt așteptați cu CV-ul la sediul din Târgoviște, de pe calea Ploiești, numărul 16 și numărul 19, sau pe adresa de e-mail office@hybridromania.ro. Singurul criteriu de angajare este experiența minimală în domeniu. Vă așteptăm să faceți parte din echipa SECE Hybrid. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. E
iar concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. Cu toții admirativ la ceea ce ați văzut și dumneavoastră, dragi prieteni, acele time-lapse-uri pe care le-am pregătit noi pentru a vă mai delecta în cadrul pauzelor de publicitare, de publicitate. Și chiar suntem și noi cumva uimiți și de fiecare dată parcă le vedem pentru prima oară. Am văzut mai devreme primăria municipiului Târgoviște cu norii deasupra clădirii, o clădire foarte frumoasă, monument istoric și mai mult decât potrivită astăzi când sărbătorim orașul. Sunt 620 de ani deocamdată de atestare documentară, dar istoricii noștri mai sapă și abia aștept să sărbătorim și mai mulți, pentru că avem noi un oraș cu destule surprize, cu istorie veche, bogată și așa mai departe. Târgoviștea crește într-un an cât alții în 10? Cam așa, da. De ce nu? Cum să nu? Avem toate motivele și suntem chiar mândri de asta. V-am povestit mai devreme despre programul pe care l-au pregătit autoritățile pentru zilele cetății, manifestările care se desfășoară în acest sfârșit de săptămână la Târgoviște. Au debutat astăzi, e până duminică seara inclusiv, sunt evenimente. Colega noastră v-a povestit mai devreme ce se întâmplă astăzi, veți afla amănunte și la știri. Și vă reamintesc încă o dată să rămâneți cu ochii pe noi și de la ora 11 trecute fix, când alături de noi sosesc invitații zilei de astăzi. Te ascultam, așa îmi place cum vorbești. Da, uneori sunt obosesc. Uneori obosesc. Vreau să mă mai odihnesc un pic, uite, dacă vrei, cât ne mai uităm la rubrica ta de porția zilnică de râs sau de ce? De bună dispoziție, nu? Da, astăzi o să filmez un nou episod, pentru că din păcate l-am epuizat pe celălalt, timp. L-am tot văzut și l-am epuizat. Sunt sigur că nu l-a văzut toată lumea, așa că e bine venit și astăzi. Cum să nu, să-l mai vedem. Iar după avem o rubrică, mă rog, rubrica ta, Descoperă România. Ei, de data aceasta nu este rubrica mea, este un material realizat de tine, nu? De unde știi? Păi așa am stabilit că după ce ne-am plimbat pe la Alba Iulia prin Bulgaria, mai putem să aruncăm, putem să mai aruncăm o privire și aici peste munți, să vedem ce se mai întâmplă cu monumentele noastre și sunt ale noastre, cum spuneam și în emisiunea de ieri, Sfinxul și Babele din Munții Buceci, da, pe teritoriul județului Dâmbovița. Dar despre asta la momentul potrivit, haideți să vedem porția zilei și să ne revedem apoi cu mai multă bună dispoziție, nu? Da, hai să vedem. Salutare tuturor, revenim la cafeaua de 10 după o vară plină de surprize. O vară foarte interesantă de altfel, dar despre asta o să vorbim o altă dată. Vă pregătim o nouă rubrică la Cafeaua de 10, unde să descoperim lucruri interesante și unele amuzante, zic eu. Așa că hai să începem cu prima parte a emisiunii de astăzi. În limba română există o mulțime de expresii pe care le folosim în fiecare zi, dar dacă le analizăm cu atenție, observăm că unele din ele chiar nu prea au sens. În ziua de astăzi folosește foarte des expresia afrecamenta, ceea ce înseamnă a lenevi. De unde vine această expresie? Păi, în urmă cu ceva timp exista obiceiul de a se freca mesele cu mentă înainte de cină pentru a mirosi frumos. Această muncă era făcută de oamenii care nu prea aveau chef de a
sparge lemne, a căra apă sau mai știu eu ce alte munci, a săpa prin grădină. Așa că cei care vreau să scape de muncile grele, frecau sau se făceau mai bine zis, se făceau ca freacă mesele cu mentă. Încerc să-mi imaginez acum dacă s-ar fi folosit cartuși. Următoarea expresie este a sta de șase sau a ține de șase. Și spre surprinderea voastră, să știți că nu vine din lumea interlopă, cum v-ați putea gândi, ci vine mai ales din armată, în special din aviație. De obicei, expresia a sta sau a ține de șase se folosește în situațiile mai ales interzise, cum ar fi când cineva își face nevoile lângă un copac sau când se jefuiește o bancă. Și ca să vă dați seama despre ce vorbesc, imaginați-vă un avion care zboară fiind înconjurat de un ceas. În aviație, pentru a comunica mai ușor, piloții și-au dezvoltat un limbaj specific și pentru a anunța partenerul lor de zbor despre pericole, spuneau fii atent la ora 2 sau fii atent la ora 5. Pentru a se explica expresia asta de 6 sau a ține de 6, spuneau fii atent la ora 6, adică în spatele tău, în spatele avionului. Expresia a fi prins cu mâța în sac. Este o expresie care arată că ești prins cu minciuna, sau așa se explică. Dar în urmă cu multă vreme, expresia era folosită în târguri unde se vindeau purcei. Pentru că purcei erau vânduți în niște saci care erau legați la gură și prin care nu se putea observa nimic. Cumpărătorul putea doar să observe că se mișcă ceva în sac. Iar după ce cumpăra sacul respectiv, avea surpriza ca în el să găsească o pisică. Iar cei mai mulți dintre vânzători erau descoperiți cu pisica în sac, de aici expresia ești prins cu mâța în sac. Așa că aveți grijă, pentru că tot se apropie iarna, dacă mergeți să vă cumpărați purcei, să nu dați cumva de vreo muță care să vă miaune lângă sobă toată iarna. Trecem într-un alt domeniu și aflăm câteva minciuni pe care toată lumea le crede. Asta e foarte interesant și pentru Maria. Una dintre minciuni ar fi că marele zid chinezesc se vede din spațiu. Asta am auzit-o în filme, în cărți, în emisiuni TV, să mă știu pe unde, dar n-am auzit-o de la astronauti. Și colegul meu din spatele camerelor nu știe, pentru că și el e astronaut. Mai pleacă așa în spațiu din când în când. Mult mai vizibile decât marele zid chinezesc sunt piramidele din Egipt sau drumurile drepte pe distanțe lungi. Iar marele zid chinezesc, chiar dacă are o lungime de aproape 9000 de kilometri, nu se poate observa din spațiu pentru că urmează conturul unui munte și mai ales pentru că are culoarea pământie și se află pe planeta care poartă numele de Pământ. Da. Mai este o minciună care spune că marele Einstein a rămas repetent la matematică, ceea ce nu este foarte adevărat. Acesta a fost un geniu al matematicii, iar la vârsta de 12 ani s-a apucat să învețe de unul singur algebră și geometrie și chiar i-a reușit. Iar la vârsta de 15 ani deja era mult mai avansat decât profesorii săi. La urma urmei, Einstein a fost unul dintre cei mai mari oameni de știință ai planetei. Einstein a fost un geniu al matematicii, încă de la o vârstă fragedă, așa că nu încercați să vă mai justificați notele proaste la matematică folosind această minciună. Următoarea minciună pe care toată lumea o crede s-ar putea să vă devasteze complet realitatea și să nu puteți să mai dormiți noaptea, dar din păcate trebuie să o spun. Răceala nu se ia de la frig. Este greu de crezut că această boală nu se ia de la frig pentru că se numește răceală. Dar de fapt este un virus, iar pentru a răci trebuie să intri în contact cu acest virus. Știu că toată viața vi s-a spus să vă îmbrăcați bine sau să nu ieșiți afară cu părul ud pentru că s-ar putea să răciți. În principal e bine să ținem cont de aceste sfaturi pentru că e bine să ne simțim confortabil și să ne protejăm corpul. Există cercetări care spun că frigul de fapt slăbește capacitatea organismului de a respinge virusul, dar nimic nu s-a dovedit științific până acum. E important să știm că nu răcim de la frig, dar nu pentru a schia dezbrăcat iarna, ci pentru a ști să prevenim răceala și cum să ne ferim de aceasta. Cu siguranță ați auzit de Valea Morții, care este de fapt o depresiune în California, unde se petrec tot felul de lucruri bizare. Aici se află niște bolovani care călătoresc de capul lor. Ar fi destul de greu și pentru un om să împingă aceste pietre, dar în mod ciudat acestea se deplasează pe distanțe destul de lungi, în direcții diferite și cu viteze diferite, unele făcând chiar curbe la 90 de grade. Nu spun că e ceva paranormal, dar dacă eu aș fi o fantomă și mi-ar plăcea să mă joc cu pietre, Valea Morții ar fi locul preferat în care aș putea să mă. În continuare vorbim despre Manuscrisul Voinici, care este o carte ciudată într-o limbă
indecifrabilă, cu tot felul de plante ciudate care nu se găsesc nicăieri pe glob. Manuscrisul a fost creat în secolul XIV, dar nimeni nu știe cine l-a creat și pentru ce. Limba în care este scris, precum și ilustrațiile bizare, au fost analizate de tot felul de oameni de știință, lingviști, cercetători și, în general, de majoritatea oamenilor foarte deștepți, dar nimeni nu a reușit să descifreze nici măcar un cuvânt din acest bizar manuscris. Următoarea poveste interesantă vine din România, de pe meleagurile noastre, și vorbim despre artefactul descoperit la Aiud. Ai auzit de el? Este vorba despre un obiect de aluminiu care a fost descoperit pe malul râului Mureș, la 2 km de Aiud. Ce este și mai interesant este faptul că a fost descoperit îngropat lângă niște oase de mastodont, ceea ce ar însemna că obiectul are 11.000 de ani vechime, dar aluminiul nu a fost descoperit decât în secolul XIX. Această discrepanță i-a făcut pe unii să creadă că obiectul este de origine extraterestră sau i-a făcut să ridice posibilitatea unei civilizații dispărute. Cam atât a fost pentru astăzi, vă invit în continuare să rămâneți alături de colega mea și sper că v-a plăcut această rubrică nouă de la Cafeaua de 10. Vă invit să dați un share, un like sau să vă abonați la canalul nostru. La final vreau să vă spun că șuruburile au fost inventate prin anul 1500, deoarece oamenii aveau plăcere de a lipi lucrurile între ele, iar astfel s-a realizat o metodă pentru a le lipi mai bine și mai rezistent. Ceea ce este extrem de bizar este faptul că șurubelnița a fost inventată prin anii 1800, ceea ce ar însemna că timp de 300 de ani nu a existat o metodă de a înșuruba șuruburile. Și acestea erau învârtite fie cu mâna, fie cu unghiile, fie cu pietre sau cu diverse metode bizare. Până la urmă, cuiva care a avut unghiile rupte, probabil, i-a venit ideea de a inventa un obiect universal pentru strângerea șuruburilor. Și uite așa a apărut șurubel. Eu vă las acum alături de colega mea și ne vedem într-o ediție viitoare. La revedere! Mulțumesc pentru că ne-ai predat legătura, Costin, mie și ție totodată. Mi-am autopredat legătura. Da, în ultima vreme ai un comportament destul de ce? Neobișnuit. Mă autofilmez. Da, neobișnuit. Abia așteptăm să vedem următoarea rubrică. Cred că pe săptămâna viitoare vei fi și tu pregătit cu noutăți. Și până atunci, mâine putem să ne mai uităm tot la acest episod, pentru că mi se pare interesant și mi se pare că vorbești foarte repede, deci trebuie să văd de mai multe ori, pentru că de fiecare dată ratez câte ceva. Eu sunt bun în reclamele alea la medicamente, nu? La... Nu știu ce să spun. Că oricum nu înțelegi, nu înțelegi ce... Eu sunt de părere că mai bine ne vindecăm fără ce, fără medicamente? Da, și eu sunt total de acord. Și aș dori, dacă ne ajută colegul Florian Radu, să vă arăt cum florile pe care le-am cumpărat marți rezistă și vineri și să îi fac reclamă doamnei în vârstă care vinde flori aici în fața televiziunii și vă spun că cu 5 lei puteți să cumpărați, iată ce flori frumoase, roz. Uite cum zâmbește floricica. Da, chiar sunt foarte frumoase. Crizanteme rezistente de Târgoviște, pentru că, iată, Târgoviștea mai este recunoscută și pentru frumoasele crizanteme care împodobesc orașul. Să sperăm că anul acesta municipalitatea se va gândi ca de festivalul Crizantema de Aur să avem și noi prin oraș crizanteme. Anul trecut am avut prin oraș bolizi. Adică am avut, da, am avut acea manifestare cu mașini zgomotoase pline de noroi care au umplut piața tricolorului, dar a fost anul trecut. Anul acesta, cu siguranță, va fi altă poveste. Da, urmează la Târgoviște, în luna octombrie, festivalul Crizantema de Aur și sperăm ca tot orașul să își schimbe cumva starea. Adică să nu mai fie atât de zgomotos și obositor, să fie puțin mai... melancolic și romantic. Oricum, toamna e timpul meu preferat. Și în general, florile astea de toamnă mie mi se par cele mai frumoase. Flori care rezistă cel mai mult. Păi rezistă, ce să facă bietele de ele, în vreme ce alte surate se usucă, ele rămân verzi ca brazii. Ei, nici chiar așa. Bradul-i brad până la urmă, dar mai e până la Crăciun. Mai avem însă, dacă tot vorbim despre brazi, ne ducem cu gândul la munte și mai avem o rubrică pregătită. Ia povestește-ne tu, Costin, cum a fost călătoria pe care ai făcut-o tu la Sfinx?
La Sphinx? Sphinx. Pe muntele sacru al dacilor? Păi, în afară de faptul că mi-a luat vreo oră jumătate să urc, că am mers pe jos. Asta e o chestie pe care trebuia să spun. N-am fost cu telecabină. Păi de ce n-ai fost cu telecabină? N-ai vrut să stai la rând? Și asta a fost un motiv. Noi, cum sunteți voi cei născuți în anii 90, nu știți care ce 90? Înseamnă să stai la o coadă. Nu vreți? Cum sunt 2-3 oameni care așteaptă? Vă gândiți să plecați în altă parte? Că aici din deja păcate nu erau 2-3 oameni, erau vreo 200-300 de oameni la coadă. M-ar fi apucat seara, probabil nici n-aș fi reușit să urc, dar am preferat să... coada a fost și unul din mă motive. Gândeam acum dacă ar fi posibil, nu știu dacă voi, cu siguranță nu aveți amintiri din Bucureștii anilor 80-90, nu, da. Atunci când se urcau într-un mijloc de transport în comun, în speță un autobuz, mai rămâneau unii acolo unde ușile nu se mai închideau și rămâneau pe uși, pe, mă rog, ușile erau deschise, unii se agățau și de coada tramvaiului că mergea, da, și așa. Da, am văzut fotografii. Mă gândesc acum dacă nu s-ar putea ca și cu această telecabină, pentru că este foarte solicitată, să procedăm la fel. Adică nu cred că s-ar putea. Adică suntă unii deasupra, unii de desubt, care ne agățăm cu mâinile. Da, a fost într-adevăr anul acesta o avalanșă de turiști în zona montană a județului Dâmbovița, situație pe care o remarcau și autoritățile nu mai departe de săptămâna trecută, când a avut loc o întâlnire, o dezbatere chiar, în care să se discute despre faptul că este nevoie de noi investiții, de construcții care să apară în zona de munte și mai ales cum să apară acestea, urmarea faptului că, într-adevăr, crește interesul vizitatorilor pentru zona de munte, mai ales că a fost reabilitat și drumul acela care trece pe la Cabana Dichiu și merge până unde? Până la Piatra Asă sau până sus, la Piciorul Babelor, nu? Nu merge până sus, până la Piatra Arsă. Important, da. Că... iată, autoritățile au decis să vină cu măsuri suplimentare pentru a stabili anumite reguli pe care să le respecte cei care vor să construiască acolo. Și înțeleg chiar că s-a luat drept model ce se întâmplă în zona Brașovului și mi se pare un lucru foarte bun și sper să... Adică să aibă construcții din materiale naturale, spre exemplu lemn, piatră, să nu fie mai înalte de P+1, că nu e cazul să ne facem blocuri, da, pentru că omorâm muntele, adică degeaba am ridicat un bloc dacă în spate nu se mai vede muntele pentru care venim, nu? Îl vezi pe fereastră, dacă ai noroc să stai pe partea dinspre munte. Vreau să spun o chestie. Eu am zis că au fost la coadă 200-300 de oameni, dar nu m-am referit la telecabina de la Padina, ci la telecabina din Bușteni. Păi de ce? Crezi că e diferență? Nu știu. Nu, eu am urcat, uite, mă rog, dacă mai e colegul pe aici, partea cealaltă, Geo Badea, care lucrează pe undeva materialul care va intra în emisiunea pe care o realizează la noi, Aventura TV, el o să ne confirme că au fost foarte mulți și acolo. Iar cei de la Salvamont chiar au făcut față cu greu numărului mare de turiști. Am auzit o chestie care mie mi s-a părut tristă, cel puțin în zona Bușteni. Nu știu dacă și în Padina a fost la fel, dar nu cred. Anul trecut a venit un grup din Japonia, un grup de investitori, care ar fi vrut să construiască în paralel cu telecabina existentă o telecabină nouă și performantă. N-am auzit nimic despre așa ceva. Păi și Și nu au fost lăsați de, mă rog, cei asta de prin Bușteni. Nu acolo. Cred asta. Eu cred că... Eu știu de la cineva care lucrează la telecabina acolo. Îmi povestea că am stat la coadă până am renunțat. Da, știi? Păi și până la urmă n-au mai... Nu. Eu invit în Dâmbovița. Din păcate, uite ce am remarcat și eu când am fost în urmă cu 2 ani și am urcat cu camera în spate pe munte. Cum ai urcat cu camera? Tu n-ai urcat cu telecabina? Camera în spate urcat până la crucea de pe Caraiman. Da, dar telecabina te lasă într-un loc, iar pentru ca... Până la cruce, Până la cruce mai e de urcat, de coborât.
Adică, efectiv, am urcat în patru labecă. Eu n-am experiență cu astfel de activități. M-am descurcat până la urmă. S-au descurcat și colegii care cărau echipamentul și am ajutat chiar și un coleg din Brașov, care, de la o televiziune de acolo, care avea rău de înălțime și, efectiv, în momentul acela n-am mai putut să înainteze și avea și el echipament în spate și în loc să care echipamentul colegilor, dar nu mai contează. Important este că ne-am ajutat și vreau să spun că remarcam că lipsesc niște dotări absolut normale pentru ca o astfel de, mă rog, locație să funcționeze. Nu existau toalete acolo. Da, știu. Adică erau, dar erau încuiate. Nu le putem folosi, putem să știm că există. Și clădirea de sus arată într-un fel. Așa că niște investiții, da, n-ar strica. Revenim acum la oile noastre. Erau oi? Materialul o să înceapă cu oi. Cu oi? Da, nu pot să zic. Erau revenim oi. La oile noastre. Chiar și la telecabină. Ne uităm puțin prin zona noastră de aici, din granițele județului nostru, pentru că avem comuna Moroieni care se întinde până sus cu tot cu Sfinx, adică ia și Sfinxul este al nostru. Sfinxul are buletin de Moroieni, cu județul Prahova, dar cred că în perioada aceasta vom cădea la un consens, mai ales că pe linie de partid este aceeași culoare, nu cred că ne vor mai deranja, va fi totul în regulă și putem să ne luăm liniștiți Sfinxul înapoi. Oricum l-am avut, asta e drept, este pe teritoriul județului Dâmbovița. Iată, un județ cu atâta istorie în spate și cu așa peisaje frumoase. Și vă arătăm noi în cele ce urmează, spunem. Încă o chestie, înainte să înceapă materialul, vreau să spun că am văzut un lucru foarte deranjant pentru cei care vin să viziteze Sfinxul și Babele. Exact în coasta Babelor erau niște grătare cu mici și sfârâiau de mai se mișcau babele de acolo de poftă. Toate acestea au și ele un final într-o zi. În sensul în care, la dezbaterea despre care vorbeam, am împrezentat foarte puțin la știri, promit să revin asupra acestui subiect. S-a discutat chiar despre un regulament pentru campare. Adică nu ne mai putem instala oriunde cu cortul și mai lăsăm și dezastru în urmă. Pentru că, până la urmă, concluzia asta a fost că au fost foarte mulți turiști, dar din punct de vedere financiar, avantajele nu prea s-au cunoscut pe nicăieri. Ei se duc mâncare de acasă, lasă acolo resturi și așa mai departe, distrug mediul, deci trebuie cumva să existe... Da. Problema e alta, că nu turiștii făceau grătar. Erau unii de la o firmă. A, s-au dus și ei acolo. Cu umbreluțe, cu... Nu pot să cred. Și hai neamule la mici. Chiar lângă babe, lângă babe, nu? Da. La 5 metri de babe. Dacă le plac babele, ce să zicem noi? Zmeură, porumb, fier, tot felul de... Nu-ți vine să crezi. Aveam impresia că ești la mare. Mai lipseau, ăștia, ai văzut la mare cum vând porumbul? Încep să cânte. Ia porumbul de la mine, că e mai frumos ca tine. Păi dacă toți a făcut drumul, a fost ușor să meargă acolo. Le-au pus și în spate și le-au urcat, că era ușor. Da, hai să vedem materialul, că suntem în întârziere și revenim după ora 11 cu invitații de astăzi.
SC Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, Stihl și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Hai la Hanul Vlăsia! Cel mai modern și mai spațios complex turistic își așteaptă clienții pe DN7 București-Târgoviște, la intrarea în localitatea Tărtășești. La Hanul Vlăsia veți găsi condiții de cea mai înaltă calitate, atât la cazare, cât și în sălile spațioase în care se organizează evenimente, precum nunți, botezuri, aniversări sau conferințe. Muzica live este întreținută permanent de artiști consacrați, iar meniul românesc diversificat, cu produse din carmageria proprie, este una dintre cele mai mari tentații pentru clienții noștri. Și pentru că temperaturile de afară vă obligă să vă răcoriți, vă invităm la piscina noastră, unde vă așteaptă concursuri și distracție maximă. Nu mai stați pe gânduri! Hanul Vlăsia este locația ideală pentru o zi de relaxare de neuitat. Pentru informații ne găsiți la telefon 0755 092 296. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, ei bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia, de pe Bulevardul Libertății, numărul 7, sau la telefon 0766 430 639. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004.
carte, o viață. O emisiune în care vom evidenția rolul culturii, al educației, a artelor, în formarea de caractere puternice și armonioase. Ce înseamnă să fii un învingător? Cât de important este să ai demnitate, curaj, dragoste de Dumnezeu, de țară și de semeni? Sunt Camelia Varga, actriță la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște și vă invit în fiecare vineri, începând cu ora 17, la televiziunea Columna TV, la emisiunea O carte, o viață. Interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici. Iată că am revenit, dragi prieteni, așa cum vă anunțam în prima parte a emisiunii. Avem și astăzi un interviu special la care de data aceasta avem trei invitați. Și pentru că tot spuneam despre programul dedicat Zilelor Cetății, vă reamintesc despre un eveniment care va avea loc în această seară la ora 17:30 în cadrul salonului editorial. Avem o lansare de carte. Protagoniștii au decis să vină mai întâi la Columna TV și să ne vorbească despre acest frumos proiect realizat și le mulțumim pe această cale invitaților noștri din partea editurii Aiken, domnul Valentin Ajder,
Octavian Țâcu, jurnalist, istoric, scriitor și chiar ne bucurăm că se află din nou la Târgoviște și un mai vechi prieten al emisiunii noastre, de asemenea istoric și scriitor, domnul profesor Silviu Miloi. Și haideți să prezentăm și cartea care pare să fie și este motivul pentru care, iată, ne aflăm cu toții la această discuție. O inițiativă lăudabilă, cu atât mai mult cu cât este mai degrabă un început pe zona aceasta de cercetare. Domnule Octavian Țâcu, o să vă rog pe dumneavoastră să ne o prezentați. Bună ziua și mă bucur să revin la Târgoviște. Am mai fost în martie, exact de Ziua Unirii, și atunci am prezentat o altă carte, la fel de spectaculoasă, despre Simatoc, marele nostru fotbalist care a jucat la Barcelona. Acum venim cu o noutate istoriografică absolută pentru spațiul românesc, pentru că publicăm pentru prima oară în istoria noastră listele integrale ale prizonierilor de război români din cel mai mare lagăr de prizonieri din Spasc 99, în regiunea Caraganda. Doar câteva cifre, în acest lagăr era un adevărat oraș de circa 70.000 de prizonieri, dintre care jumătate erau germani, după care japonezi și românii constituiau a treia naționalitate, circa 8.000 dintre ei fiind militari români. Este un lagăr cu o experiență foarte tristă, pentru că fiecare al optelea român a murit în acel lagăr, circa 1.000 de prizonieri de război români. Și o chestiune interesantă, care iarăși este o premieră, curios lucru, mulți dintre acei prizonieri s-au declarat moldoveni, și circa 1.000 dintre ei, dintre care 56 au murit acolo. Prin urmare, am venit cu acest exercițiu de memorie, pentru că această cercetare, dincolo de caracterul științific, credem noi că va avea un impact important, aplicativ, pentru că deja avem reacții legate de persoanele care au decedat sau aflat în acest lagăr, despre care nu se știa nimic. Eu personal în Republica Moldova am făcut o investigație asupra locațiilor și prizonierilor care erau în această carte și despre care nu se știa nimic decât că s-au pierdut fără urmă. Deci avem o primă încercare de a reda acestor oameni o anumită imagine, o anumit loc al memoriei unde pot fi găsiți. Chiar povesteam în începutul emisiunii noastre de astăzi că cu siguranță mai toți avem în familie o poveste de genul acesta în care o rudă, un bunic, un unchi, la vremea respectivă un frate, un fiu, a plecat în război și nu s-a mai întors. Despre aceste cazuri discutăm noi astăzi și aș dori ca domnul profesor Silviu Miloiu să ne povestească despre împrejurările în care acești români au ajuns în prizonierat. Da, din cei 8.000 de români care s-au perindat prin lagărul de la Caraganda, din Caraganda, prin Spasc 99, cei mai mulți au fost luați prizonieri în vreme ce contribuiau la eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Deci chiar în 1941 au fost luați prizonieri de trupele sovietice, o altă parte au fost luați prizonieri în 1942, în vreme ce armatele române trecuseră Nistru, așa încât povestea lor începe atunci, în momentul în care au fost duși către necunoscut. S-a întâmplat ca ei să fie duși acolo, să fie trimiși la Spasc 99, așa cum spunea și Octavian, mijlocul practic al unui oraș aproape cât Târgoviștea, unde condițiile lor de viață au fost cu totul improprii.
În primul rând pentru că ei trebuiau să se supună unor regulamente și unei legislații care contravenea cu legislația internațională în domeniu. Uniunea Sovietică, nefiind semnatară a Convenției din iunie 1929 cu privire la prizonierii de război. În al doilea rând, pentru că tratamentul la care au fost supuși excedea de foarte multe ori chiar și aceste reguli absurde ale statului sovietic, și în al treilea rând pentru că acolo urmau să trăiască o dramă extraordinară, o dramă care o împărtășeau evident cu ceilalți, dar care totodată te punea și singur în fața unor alegeri individuale, în fața unor probleme existențiale, ceea ce pentru tineri de 20-21 pic de ani constituia, vă dați seama, un moment, o experiență devastatoare. Și a spune că atunci când ești nevoit să te mulțumești cu extrem de puțină hrană, și abia mai târziu a fost stabilită o regulă că cei care munceau primeau între 300 și 900 de grame de pâine, iar cei care nu munceau chiar mai puțin, minima de 300 era menținută, 300-500. Ei bine, când trebuie să te mulțumești cu această hrană improprie, în condițiile în care adeseori ești nevoit să lucrezi în mină, de exemplu, când trebuie să consumi apă improprie, să nu ai condiții sanitare, medicale, acces la medicamente, atunci trăiești o dramă extraordinară. Și tocmai pentru că fiecare din cele 8.000 de cazuri constituie în esența sa o experiență umană unică, dar totodată coroborată cu celelalte 8.000 de experiențe umane, noi credem că este un exercițiu de redare a memoriei și demnității acestor oameni. Și aș mai puncta un lucru care a reieșit și din lansarea cărții pe care am avut-o ieri la Chișinău, unde au fost prezente și trei dintre colegele din Kazahstan care ne-au ajutat la elaborarea acestei cărți. Una dintre ele povestea despre cele 5 luni pe care le-au petrecut în arhivă, că au simțit că fiecare persoană dintre cei pe care i-au studiat, că fiecare persoană se recrea sub mâna lor, sub ochii lor, prin munca lor de investigare. Ori noi credem că, într-adevăr, aceste 8.000 de persoane acum încep să aibă din nou o existență reală prin această carte. Cred că ar trebui să îl menționăm și pe cel de-al treilea coautor, care, din păcate, nu poate fi prezent la evenimentul care are loc astăzi la Târgoviște și nici ieri la Chișinău, unde a avut loc lansarea, nu a fost de față. Da, este o persoană oficială pentru că deja are un statut, este deputat în Parlamentul Republicii Kazahstan. Domnul Nurlan Dulatbekov este unul din cei mai importanți juriști și istorici ai Kazahstanului în materie de regimuri totalitar stalinist. Am mai avut experiențe de acest gen, a scris două cărți legate de prizonierii de război japonezi și prizonierii de război unguri, dar este primul exercițiu în care s-a procedat la publicarea integră a acestor liste și datorită deja dat fiind că am menționat numele său și numele Kazahstan, voi mai spune și contextul în care a apărut ideea acestei cărți. În anul 2013, atunci când exercitam funcția de ministru a tineretului și sportului în Republica Moldova, am inițiat un proiect național pentru tineret care se cheamă Expedițiile Memoriei și am dorit prin acest proiect să unim tinerii din Republica Moldova și România într-un exercițiu de cunoaștere aplicativă a istoriei prin vizitarea locațiilor deportărilor staliniste. Am făcut două expediții în Kazahstan, în sud și în nord. Am vizitat cele mai importante locații ale deportărilor și lagărele, inclusiv Spask, pe care l-am vizitat de două ori. Și în acest an urmează să ajungem la Irkutsk, unde au fost
circa 9.000 de basarabeni români deportați în 1949. Și tocmai discutând aceste teme legate de deportații, în primul rând, și de prezența numeroasă a comunității românești, vreau să vă spun că la sfârșitul Uniunii Sovietice erau circa 33.000 de români în Kazahstan, ceea ce constituia 15-a naționalitate dintre cele circa 130 cât sunt în Kazahstan. Acum sunt mult mai puțini, în jur de 15.000, și sunt scindați din punct de vedere identitar, la fel cum îi găsim și în aceste liste de prizonieri, circa 1.000 declarându-se români, iar 14.000 moldoveni. Domnul Dulatbekov a făcut exercițiul acesta de scoatere a, împreună cu aceste studente minunate care au lucrat în arhive. Fiecare dintre ei deci a fost scos într-un document aparte, pentru că aceste documente sunt de o rară calitate academică. Ele oferă nu doar informația legată de nume, prenume, an naștere și locație, locul nașterii, ci și gradul militar, locul unde a fost luat în prizonier și, ce este mai important, soarta lui ulterioară, inclusiv data când a decedat în acest lagăr. După asta a urmat o procedură interesantă de cooptare a studenților din expedițiile memoriei care au tradus aceste liste. Prin urmare, un alt grup de studenți au interiorizat aceste liste deja în limba română, atât la Universitatea Valahia, cât și de la trei universități din Republica Moldova, Universitatea de Stat, Universitatea Liberă Internațională și Universitatea Pedagogică Creangă. Și așa, deci acest proiect trilateral și Silviu, propriu zis, a făcut nu doar un om de legătură între România și Republica Moldova, dar și cu Kazahstan. Astea ar fi cele mai importante momente legate de felul în care a fost gândită această lucrare și aș vrea, sigur, să-i mulțumesc domnului Valentin Așder și cu această ocazie îl introduc în discuție pentru faptul că a avut încredere în publicarea acestui proiect, care cu siguranță deci va căpăta amploare pe măsură ce cei care, așa cum invocați dumneavoastră, și cunosc istoriile sau ar dori să le cunoască pe cei abuneilor, străbuneilor lor, vor putea să se regăsească în acest volum. Și, dar mă opresc pentru că probabil vom mai discuta de planurile de viitor, pentru că ele, într-adevăr, noi am deschis abia o fereastră de oportunitate într-o tematică absolut necunoscută. Ce înseamnă, domnule Așder, apariția aceasta pe piața din România până la urmă? Observăm că aveți mai multe volume cu tematică istorică și, practic, susțineți zona aceasta de cercetare și vă felicităm pentru asta. Mulțumesc. M-am lăsat așa dus de povestea tristă a acestei cărți și încercam să îmi imaginez că sunt unul din cei care au nimerit acolo și care printr-o minune au supraviețuit. Dar nu știu dacă există dramă mai mare, tragedie chiar. Spuneam la un moment dat că într-o lume creștină toate registrele stării civile ar trebui să devină pomelnice. Cu atât mai mult această carte. Ea este, de fapt, structurată ca un pomelnic și ar trebui citită în timpul liturghiei. Sigur că sunt mult mai mulți oameni dispăruți decât ar putea fi pomeniți, nu? Pomenirea lor din veac în veac. Este singura formă de supraviețuire, de fapt. Nu știu dacă putem face mai mult de atât pentru acești oameni. Această carte și altele pe care le scoatem sunt datorii de onoare pe care le știu eu, cu care suntem chiar flatați, aș putea spune. Dacă ne permite, știu eu, timpul, aș putea să vă prezint câteva din cărțile de pe masă, așa, în câteva secunde. Nu să revenim și la lansarea de azi. Da, pentru că astăzi vom lansa aproape 40 de titluri, vreo 30 ceva sunt aici. N-am reușit să aduc mai multe, dar cei care vor dori să le vadă sunt invitați de la ora, peste o oră de fapt, de la ora 12, în scoarul primăriei, unde vor avea loc probabil vreo 17 lansări până la 17.50. Deci când veți fi deja acolo imediat. Da, suntem după toată ziua acolo, până la ora 21, când vom avea un recital de
poezie și poate și muzică folk. Bine, le-aș lua așa, într-o ordine absolut întâmplătoare, și am nimerit o carte din colecția Universitas, pe care am început să o revigorăm și să o dezvoltăm. Aici avem o reeditare a lui Sandu Frunză, o antropologie mistică, introducere în gândirea părintelui Stăniloae. Sandu Frunză este profesor universitar la Cluj și este unul din cei mai buni specialiști în opera și chiar viața părintelui Stăniloae. Nu mă opresc prea mult la fiecare, pentru că avem multe și nu vreau să stăm până de seară, mai ales că emisiunea în câtva timp se cam încheie. Oricum, este bine să-i facem curioși pe cei de acasă, pot să meargă în scoală, da, primăriei să discute cu dumneavoastră direct. Sigur că da, îi așteptăm cu drag. Două romane semnate Hans Bergel. E un scriitor de limbă germană, născut în Râșnov. Are peste 50 de cărți în Germania și doar 4 în România. Încercăm să... I-am propus chiar domnului Bergel... Când vin vulturii este un roman despre nazism și partea a doua, Întoarcerea lupelor, este un roman despre comunism. Nu întâmplător am ales cam aceiași ochi pentru copertă, iarăt și la cameră, deci unii sunt ai unui lup și alții ai unui vultur, dar la fel de hidoși și la fel de cruzi. Cum au fost și regimurile despre care scrie Hans Bergel în aceste cărți. Sunt năucitoare aceste cărți, vă spun doar așa, pentru că toți suntem robii părerii altora. Un critic german spune că dacă și-ar reorganiza biblioteca, ar pune aceste cărți lângă Război și pacea lui Tolstoi. Așa, tot din colecția Universitas, o carte a lui Ionuț Butoi, Mircea Vulcănescu, o microistorie a interbelicului românesc, o carte foarte nuanțată. Este foarte importantă nuanțarea astăzi când avem de-a face mai degrabă cu abordări buldozeriste, fie că dintr-o parte, fie din alta, care n-au cum să facă bine niciunui demers academic sau, știu eu, de altă natură și anulează, practic, dialogul. România dincolo de trecut, eseu despre experiența servituții, o carte gravă, semnată de Mihai Gheorghiu, care ar trebui să ne trezească un pic, să ne în fin, vreo trei cuvinte, dar niciunul nu-i potrivit, să ne reașeze etic, moral, față de cei 25 de ani peste care am trecut, cred eu, prea repede și prea superficial. Așa, să rămânem în zona universitară. O altă carte a lui Mihai Gheorghiu, Mircea Eliade, Reversul istoriei, o carte de 900 și ceva de pagini. O carte la care s-a lucrat 24 de ani, 20 de ani de lectură și 4 ani de scriere. Dacă asta ar fi condiția minimă pentru apariția unei cărți, am avea 10 cărți pe an în toată țara. Această carte scutește pe oricine ar lua-o de ani de lecturi, pentru că îți trebuie 5, 6, 7, 8, 10 ani să citești tot ce a scris Eliade. Este chiar o lucrare exhaustivă. Așa, o carte semnată de domnul Adrian Dragoș Defta, Gardă pentru Führer, Divizia Leibstandarte SS Adolf Hitler, o carte tot în colecția Universitas, seria Istorie, cu o prefață a domnului Silviu Miloiu, despre care vom vorbi astăzi, și despre carte și despre prefață, așa asta a fost. Hai să le separăm cumva. Ce avem aici? Tot colecția Universitas. Corneliu Șenchea, Cavalerism, Pasiune, Fanatism, o istorie politică și culturală a Franței secolului al XVI-lea. E o modalitate, să zic așa, frumoasă de a retrezi interesul pentru istorie. Pentru că e de fapt un fel de roman istoric ce face aici domnul Șenchea. Domnul Șenchea este profesor la un liceu din București, dar scrie cu un real talent literar romane istorice. Mai avem două, nu știu dacă le-am adus, așa, deci unul este despre Don Juan, a mai scris despre Romeo și Julieta, despre Ioan Zapolia. Ce face domnul Șenchea? Personajele istorice le literaturizează, iar pe cele literare, cum sunt Romeo și Julieta, le întoarce înapoi în istorie, sau pe Don Juan, tot la fel. Îl întoarce în istorie, identificând persoane reale, de fapt, care au trăit în preajma acestor mituri deja contemporane, nu? Domnul Cristian Crăciun, aproape de dumneavoastră, așa, un om care face naveta de 40 de ani între Floreștii de Prahova și Moreni, unde predă, este un
literat, să zic, critic literar, eseist, profesor de o învergură extraordinară, interbelic, aș putea spune, nicio diferență între dumnealui și orice profesor universitar, unde ar putea să predea. Asta e a patra carte, Lecția Incerta, mai sunt încă trei în scoarul primăriei, pe care le puteți vedea. În aceeași serie, Universitas Filosofie, Bogdan Silion din Galați, Mircea Eliade și Misterul Totalității, o lucrare densă de filozofie, așa în jurul armonizării contrariilor, de la Nicolaus Cuzanus până la Eliade și chiar mai departe. Dan Tomuleț, Plotin despre frumos, și în următoarele zile apare Plotin despre nemurirea sufletului, în traducerea și interpretarea lui Daniel Tomuleț, care e unul din cei mai serioși colegi pe care i-am avut la Facultatea de Filozofie din Cluj. Așa, Mircea Eliade, Mihaela Chirebău Albu, Itinerare labirintice, o lucrare mai degrabă de factură literară, de hermeneutică literară, dar la fel de serioasă, după cum vedeți, și din profil e la fel de impresionantă ca și din față. Sunt cărți, într-adevăr, care solicită Spasc, deja s-a vorbit despre ea. Migrații, un roman senzațional al lui Laurențiu Oreșanu, un roman care a făcut victime printre criticii literari. Ion Simuț, de la Oradea, după ce a citit cartea, m-a rugat să fac un afiș pe care să scriu cel mai bun roman românesc din 89 până azi. După care a zis, ei, nu chiar, pune de 5 ani ca să nu ne sară ăștia în cap, că au mai apărut și alții, da. E un roman care se recitește. Bedros Horasangian l-a citit de 3 ori, domnul Ion Simuț de 2 ori, domnul Cristian Crăciun de 2 ori. Nu vă spun mai multe despre el, vă aștept astăzi, repet, lângă primărie, unde vom vorbi și despre acea carte. Din păcate, oricât de mult ne place să vă ascultăm. Sigur, sunt convins că trebuie să luăm o scurtă pauză absolut de publicitate și continuăm discuția și cu celelalte volume și revenim cu siguranță și la cartea scrisă de invitații noștri dragi de astăzi, în doar câteva minute. Revenim. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Hai la Hanul Vlăsia! Cel mai modern și mai spațios complex turistic își așteaptă clienții pe DN7 București, Târgoviște, la intrarea în localitatea Tărtășești. La Hanul Vlăsia veți găsi condiții de cea mai înaltă calitate, atât la cazare, cât și în sălile spațioase în care se organizează evenimente, precum nunți, botezuri, aniversări sau conferințe. Muzica live este întreținută permanent de artiști consacrați, iar meniul
românesc diversificat, cu produse din carmageria proprie, este una dintre cele mai mari tentații pentru clienții noștri. Și pentru că temperaturile de afară vă obligă să vă răcoriți, vă invităm la piscina noastră, unde vă așteaptă concursuri și distracție maximă. Nu mai stați pe gânduri, Hanul Vlăsia este locația ideală pentru o zi de relaxare de neuitat. Pentru informații ne găsiți la telefon 0755 092 296. Da, discuții interesante avem noi aici în pauza de publicitate, dragi prieteni, au rămas alături de noi invitații noștri de astăzi și voi da din nou cuvântul domnului Valentin Ajder de la editura Icon, care ne prezintă astăzi mai multe volume foarte interesante. Iată că avem și noi la Columna TV omul care aduce cartea astăzi, așa că vă lăsăm să continuați. Să nu, da, să păstrăm proporțiile, să nu ne confundăm cu, păi sigur că cu cei mai mari ca noi, da. O altă serie, o colecție interesantă, Arhiva Rugului Aprins, o colecție coordonată de Marius Vasileanu, pe care probabil știți, a fost redactor șef la Adevărul Tărar și Artistic, apare des la televizor, cu diferite expertize. Începe această colecție cu Sandu Tudor, cu o parte din publicistica interbelică. E o carte de salubrizare a minților și a sufletelor. Nu spun mai mult pentru că nu avem timp, dar, repet, cine o să vrea să audă mai multe, îi invităm pe în preajma primăriei, nu știu cum se numește, undeva în scoarul primăriei, da, unde are loc un salon editorial, locul obișnuit, da. Al doilea volum, Alexandru Mironescu, Admirabila tăcere. Alexandru Mironescu fiind un extraordinar savant, așa, cu teze de doctorat în Franța, iar acel jurnal, chiar dacă se întinde pe un an și ceva, este reprezentativ pentru mai mult de jumătate de secol. Așa, colecția urmează cu o carte de mărturie ale părintelui Vasile Vasilache, de la Antim la Pocrov. Părintele Vasilache a fost starostele mănăstirii Antim în vremea Rugului Aprins. Și mai e un volum 4, Ștefan Todirașcu, un volum provocator chiar și pentru teologi, așa, comentariile la Evanghelia după Ioan. Cu această carte poate redeschidem, știu eu, tradiția laicatului teologic, care în perioada interbelică era destul de activ, nu doar preoții scriau cărți de teologie, astăzi probabil nici preoții nu mai au timp, din păcate. Trecem la literatură. Părăsește-mă, un roman de Magda Marin, un roman care l-a fascinat pe domnul Cristian Crăciun într-atât încât a scris o cronică extraordinară care zile trecute a apărut pe internet. Nu dăm nume că n-avem voie, nu? Dar doar anunțăm cronicile și o carte, un roman, Măștile Fericirii, aș putea spune un roman al tinerii generații, dacă aș crede în generații literare sau de alt gen. Dar, repet, nu cred în generații, cred în oameni care se coalizează pentru slujirea binelui comun. E un roman, cum să zic eu, de sfârtecare, un roman scris dintr-o revoltă tinerească, sună pleonastic, nu revoltă tinerească, extraordinară. Sunt Ziana Dobrocescu, care vine astăzi la Târgoviște, de la București, ne va încânta și cu vioara, ea este studentă la conservator, cântă extraordinar. Pentru un turneu de anul trecut, după un spectacol dintr-un oraș din Franța, au plecat și la jumătate de oră primarul a întors autocarul înapoi să o facă cetățean de onoare al orașului respectiv. Impresionant. Deci, foarte impresionant și chiar scrie cu real talent și cu, cum să vă zic, nu dă răgaz pentru lectură. Când începi cartea, de la prima pagină, te duci până la ultima cu sufletul la gură și te pomenești ușor revoltat alături de autoare. Câteva cărți de poezie, Nicolae Adam, Ereticul Răstignit, e o încercare de poetizare reușită a Evangheliei,
a spiritului Evangheliei, de fapt. Eliza Macadan, care va fi prezentă astăzi la lansare, în urna fixă a timpului. Eliza Macadan este o poetă premiată în Italia și în Franța, niciun premiu în România deocamdată, dar nu e singura, probabil. Are peste 6 cărți de poezie, 2 de proză. Așa, Monica Pilat și Radu Ciobanu, Dincolo de așteptare, Dialog în larg. Este o carte care contrazice cumva temerea unora că internetul poate distruge genul epistolar. Această carte s-a scris integral pe internet, dar e de o frumusețe cuceritoare, dovadă că l-a cucerit și pe domnul Nicolae Manolescu, care a scris o amplă recenzie în România Literară și mulțumim și pe această cale. Vianu Mureșan, Paveze, omul jignit. O carte de profundă empatie și de înțelegere față de soarta unor oameni jigniți, nu? Ca să parafrazăm titlul. În cazul de față avem de face cu o sinucidere, dar această carte nu este, atenție, nu este elogiul sinuciderii, ci este un demers de apropiere și de înțelegere profundă a celui care ajunge în pragul sinuciderii. Așa, mai avem aici două cărți de poezie. Anton Jurebie, Adio, dar rămân cu tine. Probabil n-ați auzit de el, pentru că trebuie să repet, mă rog, deloc laudativ, că chiar ne facem o datorie de onoare să publicăm oameni discreți, dar cu real talent. Anton Jurebie, cred că e la 6-a carte de poezie, e un poet care locuiește în secolul 21 undeva la țară, lângă Turnul Severin. Parcurge 7 km pe jos ca să vadă coperta și să dea bunul de tipar la un internet. Interesantă, oricum, coperta. Și are o poezie, n-avem timp acum să citim din cărți, dar dacă veniți de seară vom citi din fiecare. Adrian Tarța, Călcăiul de pâine. Adrian Tarța este contemporan cu, să zicem, Adrian, cred că încep să vină lapsusurile, de la Cluj, de la Steaua. Dar a scris 28 de ani și s-a încumetat să publice abia acum un an, după 28 de ani de scriere. Și se pare că, nu, mai avem aici o carte foarte importantă și tristă în același timp. Experimentul Pitești, spălarea creierului și reeducarea prin tortură în România comunistă, mărturia personală și științifică a unui supraviețuitor, și anume a doctorului Nicu Ioniță, care astăzi are 93 de ani. Fiind doctor, a încercat să explice în termeni științifici ce a însemnat tortura, ce a însemnat... De fapt, toate închisorile comuniste au fost, de fapt, niște lagre de exterminare, mai mult sau mai puțin explicite. Și e o carte care apare în ediție bilingvă cu ajutorul unui inimos doctor, domnul Valentin Suciu, care ar fi trebuit să ajungă la Târgoviște, dar s-au schimbat un pic traseele. Dânsul vine o dată pe an din America și are foarte multe drumuri de făcut. Acum este în Alba Iulia. Ce să vă spun? Ar fi trebuit probabil să rezumăm așa într-o frază, nu? Să scoatem din fiecare carte câte o maximă. Asta e o carte care ar trebui să ne facă, să ne pună pe gânduri în primul rând și să ne facă să ne reexaminăm, pentru că dincolo de teroare și de ce s-a întâmplat aici, e vorba de o fragilitate a caracterului uman, a omului, a ceea ce de fapt alcătuiește omul. Poate știți, cu siguranță știți, dar repet pentru cei care nu știu, doar 4 din toți cei care au fost în acest experiment groaznic au supraviețuit victime și n-au putut fi convertiți în călăi. Da, este, mă rog, e ceva monstruos. Domnul doctor se sfiește, de fapt, are reține să vorbească despre acele zile, săptămâni, luni, dar trebuie, pentru că istoria trebuie cunoscută în integralitatea ei, chiar dacă avem momente negre foarte multe. Așa, și să trecem la ceva poate mai vesel, la Birlic, așa, un, poate unul din cei mai mari actori pe care i-a dat țara. Un om care nu mai avea nevoie de replici la un moment dat. Simpla lui prezență pe o scenă stârnea râsul, deci stârnea ovațiile sălii. Cartea e scrisă de Gabi Mihăilescu, impresarul lui Birlic, al Mariei Tănase, al multor artiști
lirici, mari artiști lirici, un om care, de exemplu, a dat stare civilă artiștilor de muzică populară, care până la el cântau la nunți, botezuri cu mătrii. El i-a suit pe o scenă prima dată. Rodica Bujor, mă rog, nu vorbim de Maria Tănase, care era oricum steaua, nu? Și cu care Gabi Mihailescu a făcut 42 de turnee naționale, cântând în peste 3000 de localități, nicăieri cu microfon. Deci nu exista microfon și boxe. Apropo de microfon, tot Gabi Mihailescu spune, acest instrument care transformă pe orice tata mare în Leonard sau în Pavarotti, ca să... Un mare regizor rus, Zavatsky, când l-a văzut pe Birlik într-o piesă de Goldoni, cred că în Bădăranii, a spus că, din păcate, continentul slav nu are un artist de asemenea învergură. Probabil rămânem așa cu gura căscată când observăm că alții observă valorile noastre și noi nu prea le observăm. Trecem pe lângă ei zilnic și, mă rog, ne prefacem că avem lucruri mai importante de făcut. Cartea sigur că e fascinantă. Sunt întâmplări din viața lui Birlik. Birlik este artistul cu care Gabi Mihailescu a lucrat cel mai mult alături de Maria Tănase. Cum erau cheltuitori, imediat după o săptămână îl obligau să facă alt turneu. Câștigau banii și într-o săptămână iar rămâneau fără ei și iar. Deci aici e un moment în care, la un moment dat, Gabi Mihailescu îl duce de două ori la Pitești. Și zice, iar Pitești, cum? Vrei să arunce cu roșii? Abia am fost săptămâna trecută. Și atunci i-a revelat Gabi Mihailescu ceva. Zice, dragă Grigore, tu nu mai ai nevoie de vorbe. Cum adică? Ce să fac? Nu faci nimic. Te așezi pe un scaun în scenă. Așa a făcut și sala a fost în extaz. Bine, cartea are și vreo 100 și ceva de fotografii de epocă, așa cu mari artiști, de la Iancu Brezeanu, actorul care l-a salvat pe Caragiale de la faliment, la Maria Ventura, care a fost cea mai mare tragediană a lumii, nu a țării, absolvind conservatorul din Paris, prima, așa, deci luând premiul întâi tragedie, premiul doi comedie, până la ea un alt actor român din Iași luase ambele premii, întâi tragedie și comedie, și nici până la ei și nici după ei niciun alt actor francez n-a mai egalat performanța. Despre românii care au cucerit Parisul e o altă carte în curs de apariție, tot de Gabi Mihailescu începută, programat. Acest om a avut o energie și o, cum să vă zic eu, un chef de a lucra, de a scrie. A făcut 180 de un turneu de 180 de zile cu Mania Antonova, cu o actriță extraordinară, poate a doua tragediană a țării după Maria Ventura, jucând în 180 de localități, în fiecare zi în altă parte. Imaginați, și dormeau într-un vagon de turneu, deci în gară, în tren. Vorbim de vremurile în care actoria era o misiune, era un soi de, știu eu, act religios, cum de altfel spune și Victor Ion Popa și Maria Ventura în prefața acestei cărți. Ei, sigur că despre Gabi Mihailescu, când n-o să aveți ce să dați în emisiune, mai chemați și mai vorbim 3 săptămâni la rând, pentru că am avut fericirea să lucrez cu acest om intermitent timp de 7 ani. Lucram de la 10 noaptea până la 7 dimineața într-una, fără să ne ridicăm de la masă. Și dimineața mă întreba așa, cât e ceasul, domne? Păi zic, 7 sau 8 sau 6. Aha, și la cât ai venit? La 10, la 9, la 11. Aha. Bravo, domnule, ai rezistență, ai vitalitate. Și mă lăuda, el avea 94 de ani, eu n-aveam nici jumătate atunci și mă lăuda pentru rezistență, vă dați seama. La el nu se punea problema. Deci în acel turneu de 180 de zile mi-a spus că dormea câte o oră pe noapte, maxim. Jumătate de oră pe noapte. Iar cu altă trupă mai restrânsă a făcut un turneu de fix 365 de zile. În fiecare seară, în altă parte. E fabulos, e, ce să vă zic. E chiar unul, poate este, cum a fost supranumit, arhiva vie a teatrului românesc. Acum se uită probabil condescendent spre noi cum batem câmpii, pentru că dacă citiți 3 rânduri din Gabi Mihailescu, o să vedeți că ce vorbim noi acum chiar că e bătaie de câmpi. Vă mulțumesc pentru atenție. Să veniți ori de câte ori aveți ocazie. Cu drag, cu drag. Iar despre Gabi Mihailescu v-am spus săptămâni în șir.
fără să ne repetăm. Telespectatorii care au posibilitatea astăzi pot să meargă, iată, la acest eveniment unde vor auzi toate aceste povești și multe alte surprize din partea invitaților domnului Așter la această ediție a Salonului Editorial Editura Eikon. Și acum aș vrea să revenim și la cartea cu care am început discuția astăzi. O carte la care iarăși probabil s-a muncit cu multe nopți nedormite, să ne spună mai bine autorii. Știm că este scrisă în trei limbi. Chiar în patru. Da. Într-adevăr, acum sigur că suntem și noi în cărțile icoanei, dacă la București este grădina icoanei, noi suntem cuprinși în cărțile icoanei. Da, cartea beneficiază de studiu introductiv și de capitole de analiză care sunt scrise în patru limbi, în limba română, în engleză, în limba rusă și în limba kazahă, și prin urmare ea se adresează unui public extrem de larg. Credem că majoritatea publicului din Europa se poate regăsi într-una dintre cele patru limbi în care este publicată lucrarea. Aceasta este opțiunea autorilor, tocmai pentru că noi considerăm că mesajul acesta este un mesaj care trebuie să străbată granițele și trebuie să ajungă peste tot pe unde există interes pentru momentele acestea foarte importante din istoria secolului al XX-lea, iar sigur că războiul al doilea mondial este unul dintre cele mai însemnate. Lucrarea, într-adevăr, așa cum spuneam, a însemnat o muncă desfășurată inițial în Kazahstan, apoi această muncă a fost transferată în Moldova de dincolo de Prut și în România, și apoi a antrenat cercetători din Chișinău, din Târgoviște, din Iași, care au contribuit la realizarea acestor tabele și la finalizarea, cizelarea acestor tabele care constituie fondul lucrării noastre. A fost o muncă destul de dificilă pentru că transcrierea numelor a fost odată realizată cu foarte mari dificultăți în momentul în care prizonierii au fost practic interogați după ce au ajuns la Spask. Acolo cei chemați să le scrie numele în tabelele respective le-au scris cam cum au crezut ei de cuvință, în multe situații n-au înțeles foarte bine numele sau localitățile și au apărut unele greșeli. Apoi, sigur că și transcrierea din limba rusă în limba română comportă foarte multe dificultăți, prin urmare a trebuit să fie studiate fiecare dintre aceste cazuri în parte și s-a încercat să se găsească, să se identifice corect localitățile, să se identifice numele, iar acolo unde nu s-a putut realiza o asemenea identificare, s-a păstrat și numele în grafia rusă, așa cum apărea în original. Prin urmare, a fost o muncă de echipă, într-adevăr, care a însemnat o colaborare foarte bună între instituțiile partenere și aș mai puncta faptul că aceasta a legat și a dezvoltat foarte mult și prietenia între noi. Dar cred că și Octavian ar dori să mai ne spună câteva cuvinte despre această activitate a noastră. Eu probabil aș încheia cu ceea ce domnul Așder a menționat referitor la fenomenul Pitești. Pentru că la fel cum fenomenul Pitești a generat monștri, lagările de prizonieri de război au generat și ei anomalități și transformări, metamorfozări absolute, de neînchipuit în alte circumstanțe.
Deci, spre exemplu, și acest lucru puțin se cunoaște, pentru a evita captivitatea, mulți dintre prizonierii de război alegeau să lupte în deci detașamentele și în armatele create de sovietici împotriva Germaniei sau chiar inițial împotriva românilor. Deci divizia Tudor Vladimirescu și Horia Cloșca și Crișan a avut deci o componentă militară, mai ales prima, îndreptată împotriva deci chiar românilor. În al doilea rând, avem o transformare identitară a soldaților care veneau din Basarabia și care, datorită dorinței de a evita această situație absolut dezastroasă pe care a invocat-o și Silvio, alegeau să se declare moldoveni și cetățeni sovietici și prin asta să fie mai curând eliberați. Dar sunt și chestiuni de transformare ideologică care sunt importante de înțeles în perspectiva de comunizare a României după 44. Doar să vă imaginați că mulți dintre acești prizonieri erau supuși unei propagande intense, prelucrați, cu ei se lucra intens, mulți dintre ei erau transferați în alte lagăre, cum ar fi Oranchi, unde erau pregătiți pentru a fi desantați în spatele frontului românesc. Mulți dintre ei erau cercetați operativ, deci familiile lor, copiii, soțiile și ulterior, la momentul venirii armatelor sovietice, asta a fost o armată pregătită care a contribuit la comunizarea României. Și în sfârșit aș vrea să invoc un moment probabil sentimental și de impact emoțional, pentru că în acest lagăr mureau zilnic 100 de oameni. Deci să ne imaginăm o catastrofă umană care nu are înțelegere în condițiile actuale, dar această carte vine să ne sensibilizeze asupra prețului vieții umane. Deci oameni care se băteau pentru pâine, oameni care se băteau pentru un loc de dormit. Spre exemplu, în aceste baraci în care trăiau prizonierii de război, nu exista o normalitate, deci un schimb lucra, alții dormeau, alții erau pe drum. Unii lucrau în mine, alții în agricultură, al treilea ridicau piatră în carieră, alții extrageau cărbune și așa mai departe. Rata de mortalitate era foarte înaltă, dar unii din supraviețuitori spuneau, spre exemplu, că chiar în toiul nopții, deci nu se puteau întoarce de pe stânga pe dreapta, pentru că dormeau ca într-o cutie. Și atunci exista un semnal la o bucată de noapte, toți se ridicau, se întorceau pe partea stângă. Deci te ridicai noaptea, te întorceai pe partea dreaptă. Nemai vorbind de faptul acestei moșteniri, pentru că ei erau îngropați într-un cimitir comun, iarna în stepa kazahă era imposibil de săpat gropi, erau aruncați, acoperiți cu zăpadă, după care în primăvară se făceau gropile comune. Noi am găsit la Spasc 23 de plăci comemorative. Ne onorează faptul că guvernul României are două plăci comemorative instaurate. Aș vrea să invoc numele unui mare român aici, Vasile Soare, fost ambasador al României în Kazahstan, care a depus un efort extraordinar pentru recuperarea acestei memorii, lăsând niște urme profunde în chiar reconcilierea identitară a românilor din Kazahstan, prin crearea Asociației Culturale Dacia, prin investigațiile din arhivele din Karaganda și prin instalarea acestor plăci comemorative, una în memoria celor circa 1000 de români morți în Spasc și una în memoria victimilor regimului totalitar din Basarabia și Bucovina de Nord. Într-adevăr, povești impresionante din cei 8000 de prizonieri români despre care vorbim, câți au supraviețuit lagărului din Spasc? 1000 au murit și alții au fost transferați. Deci unii din ei n-au mai ajuns acasă, pentru că soarta ulterioară, conform coloanei a 5-a din aceste liste pe care le veți putea vedea, coloana a 5-a indică doar soarta lui imediată din lagăr. Decedat, transferat, mai ales moldovenii erau transferați în subordinea Ministerului de Intern în Karaganda și prelucrați adecvat și sau transferul lor spre alte lagăre, după care nu mai știm nimic. Avem aici publicate documentul 19, cuprinde lista ultimilor prizonieri de război români,
Ieri, la prezentarea cărții în Chișinău, am avut un caz absolut senzațional în care Virgiliu Mărgineanu, unul din cei mai cunoscuți producători și directorul Festivalului Cronograf de la Chișinău, și-a găsit unchiul soției sale, deci Vatamanul Gheorghe, care era atunci în județul Dorohoi și care este arătat ca eliberat, ca fiind eliberat din lagărul din Spasc. Ce s-a întâmplat mai apoi? Am văzut filmul dumneavoastră legat de comunitatea română de acolo din Caraganda și înțeleg că mare parte dintre cei care au supraviețuit a rămas acolo, s-a instalat acolo. Cum a fost? O parte din noi am găsit, și aici vin cu viitorul care urmează, această carte ne-a încurajat să mergem spre alte cercetări. Urmează Step Lagu, care este al doilea cel mai mare lag din Jekasgan, deci lagărul 39, și mai avem de cercetat lagărul Balhaș, deși în Balhaș erau români mai puțin, în Step Lag, în Jekasgan, erau mult mai mulți. Și tocmai în Jekasgan, din Jekasgan a rămas în Kazahstan cel mai vârstnic român. Nu mai știm dacă este în viață, înaintea expedițiilor memoriei era unicul român trecut peste 90 de ani, om care a trecut niște experiențe cumplite și care a rămas destul de pozitiv în viață și a făcut o casă în stil moldovenesc, beci, și-a sădit viță de vie, a adus pământ de undeva pentru că pământul kazah nu permite acest lucru și am filmat acest lucru împreună cu TVR Iași pentru că am avut o echipă din TVR. Le-am pus în 4 episoade ale expedițiilor memoriei care pot fi urmărite la televiziunea română și TVR internațional în mod liber, accesați expedițiile memoriei. Violeta Gorgos, regizor, a făcut un lucru absolut unic prin felul cum a știut să abordeze complexitatea problemei românilor din Kazahstan. Din păcate, timpul a cam expirat, însă aș dori, domnule profesor Silviu Miloiu, să ne povestiți despre faptul că, deși zeci de state au avut prizonieri, cum discutăm despre cei de astăzi din Uniunea Sovietică, practic foarte puține au venit cu astfel de cercetări. Da, este un lucru extraordinar și un merit al lui Octavian Țâcu. Iată ce se întâmplă atunci când este omul potrivit la locul potrivit, atunci când momentul în care a ocupat funcția de ministru al tineretului și sportului s-a preocupat cu adevărat de lucrurile de fond și a încurajat acest proiect extraordinar. De asemenea, o susținere importantă a venit și din partea Guvernului României prin Departamentul pentru Românii din afara țării, care a susținut la rândul lui aceste expediții. Deci, iată o colaborare între cele două orașe românești, Chișinău și București, și între centrele universitare din spațiul românesc și din Kazahstan, care s-a materializat prin acest volum. Așa cum spunea și Octavian, este vorba de al treilea volum și a treia naționalitate care își găsește în felul acesta recunoaștere și cunoaștere, iar acest fapt este fără îndoială foarte meritoriu. Sperăm și încă o dată aș vrea să punctez ideea că este vorba de singurul caz în care s-au publicat listele complete. Deci din acest punct de vedere este chiar o premieră istoriografică. Menționăm că pe listă, din câte am aflat eu, se află și Dâmbovițeni și totodată este bine ca oamenii să știe că la un moment dat vor putea accesa arhiva aceasta dacă nu vor găsi cartea, nu le va fi foarte la îndemână, inclusiv în mediul online. Da, noi sperăm ca în viitor să realizăm și o bază de date, o platformă în care oamenii să poată să-și acceseze aceste informații și online și chiar să inițiem un dialog cu ei prin posibilitatea pe care le-am oferit-o de a posta informații, fotografii, documente, și în felul acesta am putea contribui
odată mai mult la păstrarea vie a memoriei acestor oameni și ar constitui și o cale de interacțiune cu acești urmași ai lor. Practic, munca pe care a făcut-o editura și modul în care editura va face cunoscut practic situația acestor prizonieri va determina un moment, la un moment dat, și pasul al doilea, acela în care vom ajunge la această interacțiune cu publicul nostru cititor. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența astăzi la noi, la Târgoviște, la Cafeaua de 10. Vă reamintim, dragi prieteni, continuarea, practic, a ceea ce ați văzut aici, ba chiar mult mai mult, se va desfășura astăzi în scoarul primăriei municipiului Târgoviște, la salonul editorial. Lansarea acestui volum este programată la ora 17:30, dar este bine să urmăriți evenimentele care au loc pe parcursul întregii zile. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare pe programele Columna TV. Urmează la ora 12 știrile.